Primarul general Sorin Oprescu și-a depus candidatura pentru un nou mandat cu susținerea USL. El a venit la biroul electoral însoțit de liderii Uniunii. Edilul Capitalei a declarat că a strâns 177.000 de semnături din partea cetățenilor. Victor Ponta i-a promis tot sprijinul guvernului. Și senatorul UNPR, Anghel Iordănescu, a intrat oficial în competiția pentru primăria Bucureștiului. El a pledat pentru o capitală mai curată în care să fie rezolvată problema parcărilor. Iordănescu este de părere că divinitatea îl va ajuta să câștige, așa cum l-a ajutat și când a reprezentat sportul românesc.